Veniți creștini la rugăciune, în casa Domnului, cel sfânt. Veniți creștini, plecați genunchii și fața voastră la pământ. Veniți creștini, plecați genunchii și fața voastră la pământ. Când clopotele încep să sune, în zor cu glasul lor duios, tu nu Sfântul trup și sângele Hristos, Hristos, care păcatul este în viață. Pe Iisus
dacă n-ai fi tu, Iisuse. Eu mă ajut.
eu și Duh, și eu și Duh, și noi cu sufletul ascuns, cu mii de patimi lăstrăpuns, și eu și nu doar bătrânii cărturari, nu doar mai mari preoți, nu, și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu, și noi am râs cu ochi murdari, și noi suntem cei doi tâlhari. Și eu și tu, și eu și tu, și nu ostașilor prin sol, cămașa albă și-o dădum, ci tuturor, dar tu n-o por, și fără ea tot suntem morți. Și eu și și tuturor, dar tu n-o porți, și fără ea tot suntem morți. Și eu și tu, și eu și tu, și acum Iisus cel condamnat,
ajutorul de soară, Luminița Croitorul, da? Grupul se numește La Bianca, sunt copii, Humoreanca, scuzați-vă, Humoreanca, dar vreau să spun că nu sunt copii numai din Humor, ci din toate zonele. Din toate zonele, din toată această zonă sunt copiii noștri, frumos crescuți în familiile lor, în primul rând, frumos crescuți și coordonați și de doamna profesoară. Din câte am înțeles, au făcut filmări de curând pentru televiziune, o să îi revedem, o să ne bucurăm când o să spunem, păi așa sunt copiii noștri, o să-i vedem la televizor și ne bucurăm pentru ei. Dumnezeu să vă răsplătească, vă mulțumim foarte mult, Sfântul Mare Ucenic Gheorghe, să vă răsplătească, mare viteaz creștin și mare viteaz și foarte puternic, așa să fiți și voi, cu ajutorul lui, să creșteți mari, să fiți valoroși, oameni de soi al neamului nostru românesc, care să te facă mândri și în țară și peste hotare. Deci cred că nu se oprește la granițele țării valoarea și faima dumneavoastră. Sunteți foarte frumoși, vă mulțumim foarte mult, doamna profesoară, de asemenea vă mulțumim.